Bună seara și bine v-am găsit, dragi români de pretutindeni, oriunde v-ați afla! În această seară vă vom prezenta episodul numărul 83 cu câteva dintre amenințările la adresa diasporei Online TV din partea unui temut interlop renumit în întreaga lume pentru faptul că deranjăm foarte mult, iar acest proiect aduce mari prejudicii țeparilor și interlopilor care susțin și protejează țeparii în serie. Numele acestui interlop deosebit de periculos, care a intervenit în mai multe cazuri la Diaspora Online TV, în favoarea unor grupări infracționale organizate, din care face parte și el, este Țară Lungă Ion, cunoscut sub numele de Vanea, situat în top 5 interlop români și moldoveni, la nivel european, fiind considerat tăticul interlopilor și al infractorilor din Anglia, România, dar și din întreaga Europă. Vanea a intervenit recent la Diaspora Online TV la solicitarea insistentă a țeparului în serie Marius Constantin Prisecaru, pentru a fi ștarsă emisiunea care l-a demascat public în legătură cu fraudele și înșelătorile de 4 milioane de lire sterline din perioada aprilie-mai 2020 și grupul infracțional organizat din care face parte și ne-a solicitat să mușamalizăm toate cazurile de fraudă și înșelătorii pe care le avem în lucru la redacție în legătură cu acest contabil infractor care este implicat în foarte multe ilegalități din diferite domenii de activitate. De asemenea, Vanea a mai intervenit la Diaspora și în alte două cazuri de înșelătorii cu fiul său, țeparul în serie brat Cristian Paul, care a înșelat-o pe Cristina Iobagiu cu suma de 27.180 de lire și pe Cristiner Cotoarbă cu suma de 35.000 de lire, sterline și ne-a solicitat să mușamalizăm toate cazurile de fraudă și înșelătorii pe care le avem în lucru la redacție. Vom reveni în curând cu detalii și dovezi în legătură cu aceste două cazuri de înșelăciune, care împreună depășesc suma totală de 62.000 de lire sterline, în care Vanea a intervenit pentru fiul său, țeparul în serie brat Cristian Paul, pe care l-a protejat foarte mulți ani în schimbul a foarte mulți bani, care nu erau altceva decât taxe de protecție, care variau de la caz la caz în funcție de sumele de bani, de implicare și de tipul de intervenții care se făceau. Desigur că toate aceste trei cazuri în care Vanea a intervenit la Diaspora Online TV au fost prezentate public pentru că, așa cum a făcut de fiecare dată, noi nu ne-am lăsat intimidați de nimeni și de nimic și ne dorim ca în viitor să diminuăm pe cât posibil numărul păgubiților. Interlopul Vanea, în vârstă de 43 de ani din Republica Moldova, rezident în Londra, chiar dacă are mai multe firme și afaceri în Londra, iar de fațadă, este un om de afaceri. Acesta este specializat în evaziune fiscală, spălare de bani, proxenetism, trafic de influență, complicitate la fraude contabile, trafic de țigări, tâlhării, sechestru de persoane și privare de libertate, complicitate la fals și uz de fals și fur de identitate, escrocherii și înșelătorii din diferite domenii de activitate. Vanea este în strânsă legătură cu marea majoritate a clanurilor de interlop din România, Republica Moldova și întreaga diaspora. Este protejat la cel mai înalt nivel din punct de vedere politic, dar și infracțional, iar în același timp este și personajul din umbră, care nu se afișează public aproape niciodată și cel care pune frână oricui, oriunde și oricând, indiferent de circumstanțe. În ceea ce îl privește pe Vanea, în această seară ne vom rezuma doar la amenințările pe care ni le-a făcut recent, dar și la legăturile pe care acesta le are cu cei pentru care a intervenit la Diaspora Online, însă fără să intrăm foarte mult în detalii și despre activitățile sale infracționale, pe care le cunoaștem foarte bine. Vanea, după ce a fost făcut public la Diaspora Online TV, s-a aliat și este în strânsă legătură cu țeparul în serie John Smith, fostul Marius Ariton de la XXL Garage, cel pe care vi l-am prezentat de foarte multe ori la Diaspora Online TV, în diferite cazuri de înșelăciune și fraudă. Țeparul în serie John Smith, ex-Marius Ariton, de 42 de ani din Iași, rezident de peste 12 ani în Londra, Anglia, de meserie mecanic auto și administrator la XXL Garage LTD, este specializat în fraude, evaziune fiscală, spălare de bani, escrocherii, înșelătorii, asigurări autofalse, revizii autofalse, emoti, fals și uz de fals, donații fictive, lupte aranjate de MMA, modificări și vânzări legale de mașini de lux furate. Cu 2 ani în urmă, Marius Ariton și-a schimbat numele în John Smith pentru a-și șterge trecutul infracțional, fraudele bancare și toate înșelătorile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, cu diferite grupări infracționale organizate, din care a făcut și încă face parte.
Principalul instrument de a face bani acestui escroc fără scrupule, care a înșelat anual sute de români și moldoveni din Anglia, a fost serviciul său auto XXL Garage, care în urma difuzării și mediatizării țepelor date și-a redus activitatea la montajul foliilor auto. Fiindu-i afectată principala sursă de făcut banii nemeritați, John Smith și-a reorientat rapid activitatea sa infracțională în alte domenii de activitate și s-a aliat cu un alt escroc și țepar în serie, pe nume prisecaru Marius, zis și Mario, și amanta acestuia pe nume Paula Clămparu, sora lui Ioan Clămparu. Acest escroc fără scrupule, John Smith, ne denigrează în mod constant de aproximativ 10 luni. Exact din momentul în care Diaspora Online TV l-a demascat cu scopul de a-i șterge toate emisiunile cu și despre el și să încetăm să-l mai monitorizăm și să-l investigăm în ceea ce privește fraudele și înșelătorile pe care le-a făcut de foarte mulți ani și pe care încă le mai face și în prezent. Acest mecanic auto, John Smith, care este și luptător MMA, este implicat în multe meciuri aranjate care au fost organizate în Londra, plătind sume între 1500 și 2000 de lire pe meci câștigat, bătându-și joc pur și simplu de toți spectatorii care veneau să vadă meciurile sale, care nu știau că aceste meciuri erau de fapt fake și erau plătite încât el să iasă învingător din luptă. John Smith a făcut foarte multe ilegalități și cu Brad Christian Paul, care nu este altul decât finul lui Vanea. Iar în trecut v-am prezentat în detaliu diferite cazuri de înșelătorii în care John Smith și milionarul infractor Brad Christian au fost implicați. Fratii Corduneanu din Iași sunt alți interlopi renumiți care îl protejează pe țeparul în serie John Smith, cu care este și cu mătru, dar și pe Brad Christian Paul, finul lui Vanea, atunci când este cazul. În curând vă vom prezenta intervenția lui Vanea la Diaspora Online TV în favoarea finului său Brad Christian Paul, pe care l-a protejat foarte mulți ani, astfel încât separul să-și poată desfășura în liniște activitățile sale infracționale, fără să fie deranjat de către păgubiți. De curând, Vanea, după ce a fost prezentat public la Diaspora Online TV, s-a aliat cu John Smith, iar din investigațiile noastre rezultă faptul că aceștia sunt de nedespărțit. Scopul principal al acestei alianțe dintre Vanea și John Smith este acela de a forma o echipă cât mai numeroasă de țepari și interlop demascați de către Diaspora Online TV, care se luptă la blocarea acestui proiect și închiderea singurei televiziuni online din întreaga lume, care luptă în mod real împotriva escrocilor, țeparilor și a interlopilor români și moldoveni din diaspora. Vanea, după ce a fost prezentat public la Diaspora Online TV, a continuat să mențină relația de prietenie cu contabilul infractor, prisecaru Constantin Marius. Chiar dacă nu așa de vizibil ca înainte, ci mai mult pe ascuns, pentru că împreună fac parte din același grup organizat infracțional, specializat în fraude la HMRC și pentru că împreună câștigă foarte mulți bani. Contabilul infractor prisecaru Marius, împreună cu amanta sa, Paula Clămparu, în complicitate cu Vanea, John Smith și alți complici, au înșelat foarte mulți români și moldoveni din Anglia, care muncesc cinstit pentru familiile lor. Suma fraudelor și a înșelătorilor a acestui grup infracțional organizat depășește, doar în perioada aprilie-mai 2020, suma de 4 milioane de lire sterline, bani care au fost împărțiți în mod corespunzător, în funcție de contribuția și atribuțiile fiecăruia în parte, dar și de numărul victimelor care au fost aduse de Mario, contabilul infractor. Marius Constantin Prisecaru, împreună cu amanta sa, Paula Clămparu, Vanea, John Smith și alți complici, câștigă din fraude la fiecare sfârșit de an financiar tax return, în doar câteva săptămâni pe an, milioane de lire sterline, prin deturnarea taxelor care se pot rambursa românilor și moldovenilor care lucrează legal în UK. Motivul pentru care țeparul în serie John Smith de la XXL Garage s-a asociat cu contabilul infractor Marius Constantin Prisecaru și Paula Clămparu a fost acela că acesta deține multe documente, informații și date confidențiale ale mai multor români și moldoveni din Anglia, precum NINO, UTR, buletine, pașapoarte, etc., care au apelat la serviciile lui John Smith în ultimii ani, în special cele contabile cu închidere de an financiar, tax return și asigurări auto false. Infractorul John Smith în perioada aprilie-mai 2020 i-a furnizat ilegal lui Marius Prisecaru foarte multe documente, informații și date confidențiale ale mai multor persoane cu scopul de a încasa, în mod ilegal, în numele și bineînțeles fără acordul victimelor, foarte mulți bani de la HMRC.
De asemenea, Vanea, în perioada aprilie-mai 2020, i-a furnizat în mod ilegal contabilului infractor Marius Prisecaru, din Londra, foarte multe documente, informații și date confidențiale ale mai multor persoane, Nino, Utier, buletine, pașapoarte, cu scopul de a încasa în mod ilegal, în numele și, bineînțeles, fără acordul victimelor, foarte mulți bani de la HMRC. Astfel, prin intermediul informațiilor furnizate de către John Smith, Vanea și alți complici, acest contabil infractor, Marius Constantin Prisecaru și amanda sa, Paula Clămparu, au încasat de la HMRC peste 4 milioane de lire sterline, în doar câteva săptămâni, prada împărțindu-se, bineînțeles, între toți cei care au contribuit la aceste fraude. Vanea s-a asociat cu această grupare pentru a le oferi protecție și pentru a le trimite persoane cărora să le furnizeze așa zisele servicii contabile, urmând ca ulterior să fie recompensat pe măsură din banii obținuți prin fraudă. Astfel, Vanea a ghidat către contabilul infractor Marius Prisecaru și țepara Paula Clămparu peste 100 de persoane, pentru a le face închiderea de ani financiar la HMRC, Tax Return, încasându-și dreptul de șmecher, ca să folosim limbajul interlopilor. Desigur că Vanea nu recunoaște faptul că și-ar fi primit partea lui, pentru că acești bani proveniți din fraude în numele a peste 100 de persoane, aduși de către el, lui Mario, nu au fost împărțiți în mod corespunzător de către Marius Constantin Prisecaru, conform înțelegerilor dintre părți, motiv pentru care au intervenit conflicte între cei doi, iar Vanea s-a dus peste la birou cu intenția de a-l trage la răspundere pe prietenul său, de meserie contabil infractor. Această vizită a lui Vanea la biroul lui Marius Constantin Prisecaru, care a avut ca scop principal intimidarea, clarificarea situației financiare și împărțirea banilor încasați în mod ilegal la HMRC, a fost înregistrată video și audio de către acest contabil infractor și echipa sa. Iar ulterior, aceste înregistrări au fost folosite pentru amenințări și șantaje. Acest filmuleț cu reglarea de conturi și vizita lui Vanea la țeparul în serie, Marius Prisecaru, a fost difuzat recent în exclusivitate de către Diaspora Online TV, dar îl vom redifuza încă o dată în această seară. Avem informații potrivit cărora Vanea joacă la două capete, face pe victimă că și el, la rândul lui, ar fi luat țeapă, astfel încât prietenii și cunoscuții săi să nu pretindă bani de la el. Dar în realitate lucrurile stau cu totul și cu totul diferit, pentru că Vanea și-a primit partea sa de bani convenită de la partenerul său, contabilul infractor Marius Prisecaru. Complici precum Vanea și John Smith, care duc anual clienți sau furnizează documentele lor, Nino, Utier, buletin, pașaport, etc., la contabilul infractor Marius Constantin Prisecaru, pentru a le face așa zisele închideri de an financiar, cu scopul de a-i înșela și de a încasa foarte mulți bani în numele acestora, sunt foarte multe persoane care fac parte din aceeași grupare. Iar banii proveniți din astfel de infracțiuni sunt împărțiți cu aceștia în mod corespunzător în funcție de numărul de clienți abduși de fiecare complice în parte. Foarte multe persoane păcubite nici măcar nu știu că sunt datori vânduți la HMRC de ani de zile, pentru că acest grup infracțional a încasat anual în mod ilegal foarte mulți bani în numele lor, iar unii dintre ei, chiar dacă au plecat din Anglia în România sau în alte țări, chiar dacă au trecut ani de zile, aceste datorii la fiscul britanic nu se șterg, iar aceștia pot avea mari probleme, mai ales dacă dețin sau vor deține oriunde în lume proprietăți imobiliare, terenuri și diferite bunuri. Prin urmare, toți cei care ați apelat în trecut la personaje precum Marius Constantin Prisecaru, Paula Clămparu, John Smith, Vanea, brat Cristian Paul sau persoane dubioase care sunt complici și încasează un comision pe spatele vostru, pentru faptul că ajută diferiți contabili infractori ca voi să fiți înșelați și să fie folosite datele personale în scop infracțional pentru a se încasa banii în numele vostru, vă sugerăm să vă verificați situația contabilă. Cei care ați dat datele dumneavoastră personale altor persoane dubioase și credeți că ați fost înșelați, vă puteți verifica singur online situația voastră financiar-contabilă la HMRC, pe site-ul lor oficial, sau puteți apela la un contabil serios care să vă ajute să aflați dacă în numele vostru s-au încasat vreodată bani în mod ilegal. Menționăm faptul că Diaspora Online TV a fost contactată de către foarte multe persoane care au fost păgubite de către acești patru infractori și țepari în serie, doar că le este frică și teamă să apară public cazurile lor, pentru că știu de ce sunt în stare astfel de infractori. Poate unii dintre dumneavoastră se întreabă care este scopul acestor anchete jurnalistice pe care le facem constant și de ce mediatizăm țeparii în întreaga lume?
Acest proiect, împotriva țeparilor pe care noi îl facem în mod voluntar din septembrie 2019 și pe care îl susținem financiar doar din surse proprii, are ca scop principal și a fost realizat cu scopul ca astfel de escroși fără scrupule, precum prisecarul Marius Constantin, John Smith, Paula Clămparu, Vanea sau alți țepari în serie pe care vi-am prezentat la Diaspora Online TV, să nu mai înșele și alte persoane și nimeni să nu mai apeleze la serviciile lor. În perioada următoare vor urma și alte materiale cu Vanea, Marius Prisecaru, John Smith și Paula Clămparu și vă rugăm ca toți cei care dețineți informații utile în legătură cu infracțiunile pe care aceste patru personaje le fac, să ne contactați în privat pe pagina Diaspora Online TV și vă asigurăm că vă vom proteja identitatea. În următoarele minute vă vom prezenta o înregistrare telefonică între Diaspora Online TV și Vanea, care amenință în mod direct televiziunea noastră, iar concluziile le puteți trage și singuri. Păi Claudiu, analfabetule, tu n-ai ce da, mă, pe online-ul pizdi și mă tot împingi pe mine acolo în pizdoiul mătii de analfabet. Pizdoiule ce ești? Ce tăt pula n-ai ce da pe emisiunea aia obosită, mă bagi pe mine, nu te închizi, da, mă, te faci vizualizări? Dă adresa, că avocatul vrea să contacteze, te dau în judecată, te-am dat în judecată, geamul Costule, dă adresa, oricum te localizez. Ce te dai cu mine, mă, împlinitule, închis, da, mătii, ce tot cauți? Futătură de o... Ce te pula mea, mă, bagi pe mine, mă, cu... N-ai ce băga țăranii, la țăranii ai câte 1000 de vizualizări în pizdoiul mătii. L-ai dat pe Vasile, pe moldovanul ăla, care el are, el e emblema României, mă, analfabetule. Ai dat ca să faci reclamă. Băiatul ăla l-a cumpărat România ca să reprezinte România, mă. De la Moldova l-a cumpărat, a trăit o viață în Canada, acum are sală în Spania. Tu l-ai dat că fute copchii, bă, tu te gândești și faci, bă, debil mental ce ești, bă, bolnavule, debilule, bă.
Deodată în judecată te localizează miliția, stai liniștit, când o te duci, hai să te duci, hai liniștit că avem plângeri foarte multe, că ai să răspunzi pentru asta, analfabetule, debilule. Milioanele lui Măta în pizda mătii. Bă, că m-ai făcut că eu capul și fac vă prostii, du-te în pizda mătii. Spune ce am făcut eu, mă, nu ce am făcut, n-am făcut, mă, prostule, mă, analfabetule. Spune ce am făcut eu, nu ce n-am făcut, mă, boule. Ce e bași tu, mă, n-ai vizualizări în pizda mătii, din analfabetule ce ești. Spune ce am făcut, că ai zis atunci, mă, m-ai pus numai că am intervenit, mă. M-ai făcut și țăpar, pe cine pula mea a înțăpuit-o, mă, măgarule? Pe cine a înțăpuit-o, mă, analfabetule, că m-ai făcut, m-a luat nervii. Dă adresa, că deodată în judecat avocatul. Să te contactezi cu scrisoare, dă adresa și stai ascuns. Și la gară a fost și am făcut plângeri. Vii tu cu acela, să te ia surpriza ai. Surpriză din aeroport direct. Dă adresa și stai ascuns. Spune ce am făcut, nu ce n-am făcut, mă, amenințări lui Măta. Ameninț. Putăturul. Dă-mă adresa că te-o chemat odată în judecată. Ce stai ascuns cu online-ul ăsta tău? Dacă ești corect, de ce nu ești la legătură? Câteodată în judecată. Dă adresa că să-ți contactezi avocatul. Dă o adresă care vrei tu. Nu-mi trebuie adresa ta. Stai cu online-ul ăla ascuns și vorbești ca un papagal din ăla, că nici nu știi ce vorbești, mă, analfabetule. Sărăcie eu ce ești. Ce tot mă bași mine? N-ai vizualizări, mă? Ți-ai făcut vizualizări cu mine? Hai să răspunzi pentru asta, mă, castraveti. Dă adresa să-ți chemi avocatul, strimat avocatul. Îi dă roile, nahui. Strimată scrisoarea pentru judecată. Pizdoi. Dă, băi, cap de pulă alea ce-ai zis că mi-ai băgat prostituții și pizda mătii. Dă-ne alea, dovedește-ne alea în pizda mătii. Nu să pui unul cu fața acoperită. Dă-mi dovedi filmări cum luam eu bani, du-te în pizda mătii. Futătură, nici nu știi să duci o televiziune, mă, cap de pulă. Îți intră bani din vizualizările mele, mă, muistule. Futătură ce ești, neîmplinitule. În pizda mătii. Dă adresa la avocat, mă, că de asta ai să contactezi, băi, futătură. De ce nu dai adresă, mă, să contactezi avocatul, mă, dacă ești legal, mă, cap de pulă? Ai audiență, mă, futătură, neîmplinitule. Ce tot, mă, bagi, mă, futătură? Futătură ce ești? Ce tot cauți, mă? Dă adresa, mă, să contactezi avocatul, mă, pizdoile. Ce stai ascuns dacă ești legal? Dă adresa să contactezi avocatul. Să chemi în judecată, mă, futătură de om. Te-i în pizda, mătii. Dă dovezile care ne-ai băgat cu prostituții în pizda, mătii. Futătură ce ești? În pizdoiu, mătii. Te localizează garda, tu te închizi, da, mă, oricum te fut de țarță. Bă, da. Ai înregistrează, mă, știu că înregistrează. Cine dată la televiziune, mă, cu emisiune, ai tu prod, de cine vorbești, mă? Vana. Deja ai tu pe vorbești de mine? Ce? Deja ai tu pe vorbești de mine? Da, băi, Vana, dar tu crezi că mi-e frică de tine, mie nu-i frică de nimeni, mă, deci... Auzi, mă, la asta, mă, bă, tu ai tu pe vorbești de mine, din drept, mă? Nu, nu mă supărați pe mine că-s bolat de cap, treaba ta. Bine, mă, ai familie să-mi bag pula. Vezi că mă super și eu că mă rupă, e problemă cu capul meu. Vezi că fac prostii mari, nu te zica cu nervul meu. Vorbește cum este. Nici nu mărâi nimeni o secundă. Vanea, hai să... O secundă nu mărâi nimeni. Este trebuie să-ți plătesc dreptul de șmeche sau... Tu mă vezi că mă, băi, vezi că mă super și mâni să-mi madri. Am o minte nebun, nu mă poți să mă cu capul să mă supă. Mi-a zis că-mi bag pula în televiziunea ta. Eu sunt corect, ai interes? Vane, ascultă-mă, tu voi fi... Eu sunt prea corect, băi, nebunule. Deci dacă tu ești supun, în lume interopă, rămâi acolo supun, că nu mă interesează, nu te vrea nimeni să te decoară. Bă, dar nu vorbi cu mine, că te interesează, pe tine, mă, costule, că mă nervez, vezi că mă superi. Nu te interesează, vorbește cum vorbești, la om, la om. Nu vorbi cu mine, nu te interesează, pula mea, vorbește cum vorbești. Cum mai cunoscut pe mine, că eu nu sunt John Smith în pula mea cu televiziunea ta. Băi, eu respect... Vorbește frumos, n-acui. Ce pula mea de om, din televiziune vorbesc în pula mea, îmi vorbește acum că ai televiziune. Vezi că eu bag televizorul drept încât să-l bag. Te-am numai nerva înapoi. Vorbește cum e, fii. Dar de ce mă amenești tu pe mine? Tu crezi că... Mă amenești cum? Știi cum mă registrezi de-a pe mine? Am ținut că am ținut că ești prietenul meu. Că am apărat tot vorbeau aia, prostii. Băi, dar eu prietenii ăștia care îmi dă țeapă nu sunt de acord. Cu ăștia n-am o țeapă, mă. Băi, vorbește, ca de la om la om, vorbește serios, nu umbla cu papu și pidon. Dar eu vorbesc serios cu ăștia la care ridică vocea, cu ăștia la care amenință. Pentru că ei ridică vocea. Băi, vezi cum ai supărat. Băi, vezi cum ai supărat și ai dat de asta, de cine trebuie, cum ai supărat. A
ascultă cu aveți, nu mă duc te pune cu capul meu că pun o mie de persoane să scrie numai raporturi pe și televiziunea aia că te faci tot căcatul. Când începi să dai sute și sute, vezi că am mulți nebuni. Îți dă și te faci de tot râsul. De tot râsul dau, că te faci de tot râsul te fac. Nu că rezolv, tu vorbești de statea, mă, nu vorbi pula mea. Mamă, dacă nu întorc 1000 de oameni contra ta, să-mi bag pula mai spara tare. Dă-mi bag, dacă este, te arăt eu. Dacă nu-ți fut televiziunea aia, te fac din om ni om. Te joci cu mine. Nu te rușine, mă. Nu vreau să fac rău. Ce să vorbesc? Este secret să rușine că cum vorbești tu? Asta e o joseală. Vorbesc că Vania nu știu, dar vorbesc. Dar ce e asta, bă? Dar ce e asta? Nu este nici o joseală. Tu te josești pe tine singur, mă, nu mă josești pe mine. Dar nu mă să-mi bag pula, bă, nu mă interesa de registrarea ta. Eu te-am să nu te-un prieten, mă, nu lasa să faci cu mine. Că cu mine n-are loc nimeni. Tu poți să spui la tata Bucureștiului, tata României, că nici pula nu îndelete. Când aude de mine s-au terminat de frână, nu-i vorba. Eu am mers numai cu dreptatea. Că m-a înțeles ca un prieten, a fost altceva și eu, când ai avut noroc, când ai nevoie de mine, odată, în secunda 2, vă sar pentru tine. Să pun frână la oricine. Bă, dar eu nu sunt român, bă, eu nu sunt român, mă, să mă papuși pe toți, mă. Eu nu sunt român, văd că tu o iei raza. Ascultă, bă, tu o iei raza. Eu vreau să spun o chestie, mie nu-mi place când mă amenesc, deci mie, sincer, nu mi-e frică nimic. Dar nu te amenesc, că eu nu mă interesez, tu poți să dai la, până tu dai la mama televiziunii. Că nu te amenesc nimic, eu când o fac dacă mă suferi. Bă, dar tu ești de-a certat cu mine, băi, vezi, bă, de treburile tăi, nu mă curca, vezi că mă suferi, mă suferi niște chestii, nu mă supăra. Vanea, nu mă supăra. Tu vorbești cu mine acum. Dar nu te crede nimeni. Vorbesc de la om la om. Tu vorbești ca de la boss mahăr la un rahat. Așa mi te adresez mie. Dar uite, lasă-mi pace, nu te. Eu ți-am rahat. Băi, eu ți-am zis la început de când vorbeam cu tine, vorbim ca de la om la om. Păi nu vorbești, că tu acum vorbești. Tu n-auzi ce vorbesc eu. Eu nu am făcut. Pentru că mie nimeni. Bă, dar dă-mă la televiziune, chiar te rog, mă. Nu e vorba de televiziune aici, că nu te-am spus nimic de televiziune. Ce vrei? Mă faci să vă dai la televiziune? Ce anume? Eu nu ți-am spus niciodată. Tu ce mă faci? Vă dai la televiziune? Vezi că eu stau unde stau și te întâlnesc cu un proști când îți fute o cărămidă în muie, după aia îți crezi că e la mine. De ce, bă, ce pula mea? Ai luat o razna? Băi, Vane, astea sunt texte care pe mine mă impresionează cu amenințări de astea. Deci tu vorbești ce vrei tu, eu nu mă te iau în seamă, zic sincer. Bă, că faci, că drești, că îmi pui 100, nu contează. Înțelegi? Dacă tu vrei să ne certezi, lasă, ceartă-te cu mine, nu-i problemă. Ce pot să zic? Tu ce știi. Nu ai mă drept să spun pe mine, să vorbești de mine, mă, că eu i-am educat tot aici, ai înțeles? Ca să-ți intre bine la cap. De ce eu sunt prieten cu toată lumea? Eu prieten, toți românii sunt după mine, eu i-am educat. De ce e mai tare? Nu mucoșe. Că aici era bardac mare între români. Ai înțeles? Și eu i-am pus pe drumurile drepte. Nu i-am lăsat zumbi ca oile. Să certau și bula în gereală. Ai înțeles? De ce toți românii după mine? Și eu singur între toți românii. I-am educat, frate, i-am învățat și asta mă iubesc tot. Da. Cum poți mă vorbesc la lume? Și ăsta de jos, mita de caca, maca, ce-i cu tine? Ascultă-mă puțin, Vane, nu ridica tonul, că nu degeaba ridici tonul. Deci tu, eu ți-am vândut... Dar nu vorbi cu mine așa când bag pula ta prietenia cu tonul purii. Da. Cum sunt tu la asta și eu sunt jos, mit? Și da. Pula mea cu asta? Băi, vezi că m-ai supărat cu ăsta, intervenția ăsta nu-i nici pula, nu-i obelește nimeni. Să-mi bag pula toată prietenia. Dar ce prietenii mă? Să televiziunea ta cu totul, să mă bag pula. Băi, mă răspiți de mine când bag pula. Sunt o închetroie de stă-mi frute. Dă-i o pula mea. M-ai spărat tare, Claudiu. Ai să vezi cât ai să apari, tu iei de toată lumea, da. ai să vezi după aia ce apare cu tine. Ce să apare? După aia, dacă, ai să vezi după aia, repetă-te, cum apare cu tine, stai reșit. N-ai curat, n-ai cum să mă dai pe mine, eu m-ai băgat pe mine capul ori, pe mine m-ai băgat top 5, de unde mă pui tu top 5 pe mine în Europa? Tot? Ce am făcut eu în Europa? După investigațiile mele, tu te numeri între primii 5 și te luți așa la renume, la faimă. La renume? Cu care-i problema? Ai tu cum părerea ta să dai? Să mă pui tu cu tine vrei tu să mă pui.
Că da, mă, dar cu ce drept mă dai tu pe mine, mă? Cu ce drept tu mă pui pe mine, îmi pui poza să mă vadă lumea, ca știi? Mă, la, cum să spun? Pe piulița aia băgați-vă voi undeva, mă, nu mă băgați pe mine, mă, frate, piuliță. Voi n-aveți ce vă faceți că asta, cazurile sau cum, ce mă băgați pe mine, eu? Tu cred că m-ai înțeles, eu nu câștig nimica din business-ul ăsta. Păi nu câștigi nimic, dar să plătești pentru asta. Eu îți promit pentru asta, îți plătești, eu dau judecată. Eu acum, eu dau 50.000, dau... Păi minte cum stau călare. Și în câte televiziunea asta apare tu acum. Hai să vezi cum... 2 ani și dai 50.000... Păi nu ți-am dat, mă. Dar eu am bani, nu-i treaba ta. Nu mă băgați bine cu pisăcarul, ei, frate. Nu mă băgați bine într-o oală cu pisăcarul. Eu ți-am dus, mi-au fost ca și ori neam. Am dus și nu ars prietenii, că am dus la contabil. Nu ars, nu i-a murit, eu, la mine s-a terminat. El s-a terminat cu el. Păi mie îmi vine piesa pe trisăcarul să-i arunc pe geam. Dar ce fac mai departe? Trisăcarul, ca să zic, acum o să zic-o pe față, că asta, el acum îți dă mare, că el se droghează și aiurește, poți să registrezi. Văd că s-o trimis 4 la Madrid să-i merlească, așa se registrează. Eu îi spun, am și eu înregistrarea. Că nu, ei nu dai. Eu știu ce o zic. Eu dacă zic, am și eu înregistrarea. Că el dacă mă o să văd bun nebunii de cap, idiotul, el... Foarte bine că ai înregistrat, ca să-l ai și tu la mână, să nu te-ai de el la mână pe tine. Nu, să mă ai la mână, frate, dacă el e mama idiotului, cum pot să-mi iartă? Dacă el nu mai ține cont de mine, el nu mai ține cont de mine și mi-o ars toți neamurii. Dar cum o vezi tu în locul meu? Îi crede lumea că am fost eu la mijloc, de asta m-am dus la birou atunci. Băi, m-am luat de el, uite, spune la oameni ce-ai făcut. Dar el când a spus, când ți-a spus fie telefonic, că a trimis patul la Madrid să mă mierlească pe mine? S-a zis. Când ai... Nu mai vorbesc de mult cu el, nu știu, o lună. Și asta, înregistrarea, nu poți să mi-o dai mie? Păi dar uite, tu vezi, na, eu putem să iasă, na, acum ce să fac? Dacă tu mă bași pe mine, eu... Bună, păi eu ce să fac, mă, Claudiu, tu mă bași pe mine în porcanul lor acolo. Băiatul ăla n-are nicio vină, eu să la părnai. Deci în emisiune de seară o să vezi că spunem, Ioan Clămparu nu are nicio legătură cu acest caz. Deci spunem, omul ăsta... Păi de ce l-ai băgat? De ce-i pomenit numele lui? Stai puțin, păi stai că spun de ce l-am băgat. Păi să caru și cu Paola se folosesc de numele lui pe ăla, că e sora cu tare, că e neam cu ăla și așa mai departe. Ei sunt amanți? Da, Clămparu și cu Paula Clămparu, da, și cu Prisăcaru sunt așa. Da. Și se bazează, Ion Clămparu a fost băgat pentru că ei se dau mari peste tot în Londra, peste tot, că e fratele lui, Ion Clămparu, înțelegi? Și să aibă oarecare protecție. De asta a fost băgat omul, dar noi în emisiune suntem corect și spunem așa. Ion Clămparu avea informații că nu are nicio legătură cu acest caz. De când a dus-o pe tâmpita aia, de când a ajuns acolo doamna asta șmecherea? Adică nu am ajuns acolo, eu fac capul mare când o dat gustul banilor, înțelegi? Da. Ce glumești, eu fac capul, știi? Deja el era Clămpar, el era deja aiurea. Da. Nu mai ținea cont de nimeni. Și de asta o arzi prietenii mei, o arzi tot. Tu puțin știi din pana de asta, nu o arzi. L-am văzut eu prima dată, că uite 1.700.000 care trebuie să dau la oameni și nu da nimica. După aia ne-au zis, după aia 2.800.000. El deja o sărit 10 milioane în sus. Lumea vor tot să plânge, să plânge, să plânge. Un extroc vechi pe piață de mulți ani, deci să nu crezi că este... El a spus și l-a stricat Paula, nu, nici pe departe. Ăsta este un extroc calificat cu... Da, dar Paula, i-a dat paurul ăla, știi, i-a dat priza aia nebună. Păi da, da. Ea când o dat de gustul banilor, da. Dar ea a jucat în 2 ore, la cazinou și piața de țară. În 2 ore a jucat 80.000 la cazinou, la piața pe telefon. Pe telefon, păi din care bani? La care bani oare? Dar unde la cazinou? Pe telefon. Ah, pe telefon. Avea 80.000. Păi da. Și banii erau decis de la oameni, înțelegi? Păi din care bani, mă? De unii că era rupt în curul. Întotdeauna la asta ani și avea cineva idei, nu știu cum a făcut combinația, avea idei 3.000. De asta vrea să facă. O vrut să fac. De asta vrea să facă neamuri cu formația Talisman, cu tine, vrea să se facă neamuri cu ăla, cu ăla. Păi ia că l-am uitat aici, nu știa cum să cunoască cu mine. O venit, avea cineva să-i dea, a făcut o combinație, nu mă știu ca ce combinație, și trebuia să-i dea o 3.000. Și aia erau moldoveni. I-am adus la mine, bă, aveți să-i dați banii? Zice, da. Dați-i banii, nu mă știu ce ați făcut. Dacă aveți să-i dați, dați-i banii. Deci n-avem, bă, drept, suca, eu vorbesc acum. Vezi 10 minute și dați banii, în 10 minute o rezolvă băieții. Meu,
tu ai intervenit, de exemplu, pentru braț, am băgat... Da, mă, ăla eu ies foc, stii, stii, fă. Mai puțin, da. 30 secunde doar. Deci tu ai intervenit pentru braț, am și-am zis, băi, am încercat cu tare mare refuzat, nu s-a întâmplat nimic, braț n-a făcut ceva contra familiei mele sau ceva, tot a fost ok. Nu mi-ai dat bani la timp, cum ne-am înțeles, mai tălăgânam și-am... Da, mă, eu sunt foarte, foarte mulțumit din partea ta. Puțin, mai puțin. Nu zic nimic, n-am. M-ai interesat. Cu peste, nu sunt ăla... Cu ce am înjurat, mă? Cât am înjurat, mă? Cu cât am înjurat? Când dai cu chetele în cap că trimiți oameni după mine și că nu știu ce. Ai uitat? Eu? Da. E. Da, eu te-am înjurat cu cine vreodată? Da, da. Doamne, ferește. Dar rău de tot și m-ai amenințat. Bă, eu știu de tot, mă, care și ce vorbim. Vorbesc mult de tine, eu nu le permit. Deci, ai intervenit pentru pisăcarul, n-ar fi fost o problemă. Bun, ai intervenit, nu-i problemă, dar când văd că s-a ajuns la familia mea pentru faptul că îmi fac datoria bine... Păi și eu ce vina am eu, bă, da, asta e foarte urât. Eu ți-am zis că e foarte urât asta, nu-i frumos. Dar eu cum pot să vorbesc cu... Stai să zic ceva, cum pot să vorbesc eu cu ăsta, cu Joe Smith, că ăla n-are nicio... Nu ține cont de nimeni. Ăla ține cont doar de ea, de la Iași. De ce mai sună să șterge emisiune și vorbesc cu Joe Smith să șteargă tot? De ce? Păi da, ăsta mi-a zis. Ești pe mână înseamnă că, înțelegi? Ăsta mi-a zis. Păi nu că înseamnă că, sigur, da? Păi vine, spune-o vine. În cazul în care Iași șterse emisiunile, pe bună de toate, da. Pute pe corect. Nu, dar el când mi-a zis, eu am știut să-i răspund. Dacă eu vorbesc cu Claudiu, să șteargă, șterge și voi ele. Tu o rezolvați cu aia, corect sau nu? O să da, o rezolvăm. Păi, dar eu le-am dat-o direct înapoi. De faptul că eu am refuzat, trebuia să ajungă la familia mea după tine. Putea să dea mine. Da. Dăm înregistrarea cu ăsta, cu prisăcarul în care spune că mi-a trimis 4 ieși la Madrid să mă omoare. Dă-mi aia dacă ești de bună credință și ești contra lui. Că te-a sepuit că ești contra lui. Ești contra lui, da. Eu am înregistrare, eu mă țin, da. Păi și tu, dar ce vorbești de mine? Păi nu, dă-mi acum până să vină de seară și să analizez și eu să conversația aia. Păi da, și acolo, eu ați fac și ați o dau, dar tu acolo s-aude că vorbesc eu. Dar eu nu dau fără acordul tău, dacă îmi dai tu acord, eu tai ce spui tu, dacă vrei. Păi îmi interesează ce spune el. Deci eu tai complet vocea ta, o scot din fundal, eu numai vocea lui o las. Înțelegi? Nu se înțelege cu cine vorbea, cu cine discuta. Înțelegi ce vreau să zic? Deci nu te bag absolut deloc. Să nu crezi că a zis asta numai ție. A spus la mai multă lume el. Stai liniștit. Și nu o să știi de la cine vine, dacă tai tot. Da, dar el știe cu cine vorbi atunci. Nu contează. Și ce, ești prieten cu el? Nu ești dușman cu el, n-ai spus așa. Nu e vorba în asta. Nu, ei da. Păi, te-a sepuit. Da, dar este... Ești dușman cu el. Dacă el a amenințat și a permis să zică chestia... Eu știu că ți-i fac bine, mă, eu știu că ți-i fac bine, dar pe aia o țină și pentru mine că el căuta numai din alea. Păi nu, dar tu... El când a văzut că eu când a văzut că m-am luat pe dreptate, eu m-am luat de el, că m-am dus, am scăpat el o leacă, eu m-am dus cu dreptate, zic, băi, tu lămurești la oamenii ăștia, el a pus și-o vârt acolo. Asta, cu înregistrare și ce-o vorbit acolo. Păi am zis, băi, tu lămurești la oamenii ăștia, că ăștia ai duce-o scos taxele și unde-s banii de pe taxă? Că lumea crede că eu sunt la mijloc și le-am luat eu bani, eu nu fac bani de Dumnezeu. Eu am afacerile, mie nu-mi trebuie. El acolo a pus o tăietă, a pus și-o vrut el o înregistrare, înțelegi? Da, da, am înțeles. Da, Steve, eu i-am zis, tu răbunește că lumea toată, prietenii mei e supărat de mine, pentru că așa e. Eu i-am dus și crede că eu stau în mână cu ei, cu el. Tu ții înregistrarea când spunea de mine, tu ții înregistrarea integrală, originală, o ții la tine, la mine dai scoți vocea ta total. Și las numai bucata care mă privea pe mine și fără vocea ta. Dar nu diseară, că n-am eu timp să fac diseară. Diseară ce am făcut, e deja material făcut de 2-3 zile în urmă. O să-mi trebuiască poate nu multe materiale, sigur. Lasă-mă de detalii și povestește din mine acolo. Atunci ascultă diseară și îmi dai după aia, nu-i problemă. Și te super pe mine că eu te-am încadrat după investigațiile mele în top 5 interlopi. Păi, dar asta e o mândrie. Dar nu e interesant, bă. Mândrie pentru voi, nu pentru mine. Dacă spuneam, este un interlop de cartier acolo, zonal, de Londra, te era o jignire, mă. Dar nu trebuie să mă faci un interlop, mă, eu sunt afacerist. Eu când am apărat lumea, asta e altă treabă și ține cont de mine, e altă treabă. Bania, interlop e modul de a spune și la televizor n-ai văzut că se spune interlop. Asta e cuvântul care se folosește în media. Ce vrei să faci? Reinventez eu? Băi, un om de afaceri nu are legătură cu pisăcarul, cu fraude, cu nu știu, asta vreau să spun, e diferență. Interlop e cuvântul folosit. Ăsta, pisăcarul, îți vorbește în asta. Uite, vorbește în asta, în înregistrare, vorbește că știi adresa, știi tot, la Madrid, unde ești, știi tot. Cine știe, mă, cine știe? Ăsta e înregistrare, îți auzi când ați o dau, dacă ai să...
poate mă gândesc. De ce n-a venit la o cafea până acum, de o lună de zile de când ți-a spus și de ce n-a venit la o cafea cu mine? Acum nimeni. Da? Dacă știi, dacă știi, știi, știi și aici adresa, știi și aici adresa. Bun, dar adresa mea de aici, de unde stau eu, de unde zice el că știi că stau. De ce nimeni nu știi, știi și adresa din Anglia și adresa din asta, din Spania. Nu spune, eu auzi. Am înțeles, nu știu. Dar mi-a dat și adresa și de aici și de acolo mi-a dat-o mie, că nici nu trebuie. De acolo nu mi-a dat-o, de aici. Nici nu mă interesează. Păi nu știu, eu n-am adresă în primul rând. Nu știu, nu știu. Eu în Anglia n-am adresă, deci deja te minte. Eu în Anglia n-am adresă. Decât la dar nu mă interesează, mă, ei cu data, ai drept, vorbea prin mesaj. Nu contează, mă, să vină la o cafea toți care vor, nicio problemă, să vină la o cafea la mine, să discutăm dacă... Nu e nicio problemă, nu mă... Le-o dat la Dicot, a zis. Băi, dar ce... Am mai auzit asta cu Dicotul eu, am mai auzit asta, că cum face mandat de aducere în țară, de bă, ăștia visează, ăștia nu au înțeles că tot ceea ce eu fac este complet legal. Nu, dar m-a spus pentru gard, acum top 5, auzi, top 5. Știi de câți ani îți urmări pe de gard aici? Dar cine a zis? De ani mulți, frate. Garda mă știe foarte bine ce fac eu și cu ce mă ocup eu și câte afaceri am eu. Știu că ești și destul de protejat, dar asta rămâne. Deci eu știu că ești și destul de protejat, la nivel destul de mare. Adică protejat. În Anglia. Nu proteja, adică? Nu te proteja de interlop, de oameni pus sus în politică, înțelegi? Deci eu știu chestia. Nu, mă, da, am prieteni, mă, nu încurca una cu altul. Da, păi ai cunoștințe, ai relații. Eu am ajuns foarte greu. Eu am ajuns pentru că ăla e un băiat român care e prietenul meu bun, ăla e nașul lui, a ajuns nașul lui. Și întâmplător la o cafea, la ălea. Am la asta, nu pot bine să cunosc așa om, ministru, normal. Da, știu că... Nu pot să ajung la așa oameni. Deci vezi că îmi fac, fac temele bine. Eu am ajuns temele foarte mari cu el. Ministrul e opri, nu mai... Ce-anume? Am ajuns foarte mare prieten cu el. Nu te-am înțeles. Am ajuns foarte mare prieten cu el. Cu cine? Cu ministru. A, cu ministrul ăsta, dar vezi că eu știam de chestia asta și am fost informat, deci nu inventez lucruri. Dar n-are, dar ești, băi, este că eu mă mândriez, mă, el mai vine la cafea, eu mă mândriez, vă uite ce prieteni pot să am aici. Eu și acasă la Moldova sunt prieteni cu ministrul, nu știu. Și la Moldova sunt prieteni cu lor, ca să vezi, adică eu am prieteni peste tot. Da, dar ai și dușman din ăștia care se prefacă. Nu, sunt dușman din ăștia de vasele porc, care el e... Nu, no, și Pisacarul și mai sunt poate și alții. Bă, Pisacarul ăsta, ce dușman poate să fie, bă, ce dușman poate să fie, că unde se ducea, ce, că eu... Asta dacă are ocazie, asta dacă are ocazie, te vinde, ăsta spre deosebire de mine, care eu nu-ți vreau rău ții personal, ăsta, dar cu prima ocazie te vinde la colțul străzii pe 2 lei, dacă are ocazia. Crede-mă, ascultă ce spune Claudiu, pentru că ăsta este fără scrupule. Eu am văzut de seama, nu de acum, am văzut de mult, mă, și i-am zis, bă, că ei mai sună prin prieteni, că sunteți la vane la terasă, vreau să vin și cu și ăstea. I-am zis, bă, eu vă rog frumos, nu mai aveți aici, că când îl văd mie, mi sunt năzare într-o zi și nu mă mai ține frâna. Da. Și nu fac vorbă, nu mai vreau să fie aici, să vină la mine aici, la terasă. Eu am și codul ăla, am și contul ăla, zic, ne-am înțeles, contul cum mi-a arătat poză, trebuie să-l caut cu... Cât eram? 1.800.000 sau 2.800.000 sau 1.700.000? Era contul pe numele lui? Pe numele firmei lui sau pe numele lui, nu știu. Pe numele, contul care intra banii. Păi da, dar lui a intrat care în intra multe conturi banii, nu intră numai într-unul singur, că după aia și i-a transferat, ia o treabă. Dar el e hot, mă, eu l-am întrebat odată, zic, bă, eu când l-am observat ce face el, zic, bă, dar tu nu ți-ai frică de poliție? Nu ți-ai frică de poliție? Și el zice că îmi suge pula. Păi de ce? Zic, de ce? Zice, e prea hătru, prea șmecher pentru ei. O zic că îmi doare în bască pe el de poliție, pentru că el știe cum lucrează. El, când, el e acolo, dar arată că face, prin liver, cu din asta, e din asta. Că ai piuri diferite, folosește ca și cum este. Piurile alea, nu mă duce capul. Da. Pare ce spui tot ție, se pare ceva complicat, de ceva simplu. Eu nu știu cum nu l-a prins garda până acum. Păi serios, nu l-a prins pentru că nu el a fost Claudiu implicat. Până acum o să-l prindă, când mă țin de el, eu se va implica și garda. Dar nu o să implica așa nicio chiar. Nu știu, nu, eu nu fac... Trebuie eu chiar nu-i vreau rău, dar el a făcut rău la tot. Știi ce durerea mea în suflet? Eu l-aș bate, știi că l-aș bate? O zis o noapte numai așa ia da, ca să mă descarc. Asta, dacă am avut tupiotul să iardă prietea care i-a trimis eu, prietenii mei, neamuri, îți dai seama, o intervenit doamna Paula acolo,
aia, când o dat de gustul banilor. Ce trebuia să vă... Dar nu moar pe mine, pe mine eu n-am dat, eu n-am dat, la dânsul nu am dat acolo. Mi-au dus să dau acte de la firmă la dânsul și bine că nu i-am dat la timp, că mă certam deja, căutam cu ăsta, cu contabilul meu, nu știam cum să mă dispart, că se dau lui. El era cel mai bun contabil și când am simțit-o, am simțit-o la timp, cu arsura. Tu știi cu cât te avea la mână dacă era contabilul tău, acum? Ce te șandă? Să și mai la mână. Dar nu am treabă, eu la ăla i-am zis, faci cum trebuie legal. Nu mă interesa că eu cu 1000 și fără 1000 sau cu 10 și tot ăla. Și treaba mea. Da, să stau cu semnul întrebării, după aia cu foc tăla, nu știu cum. Nu mă interesa să fii prostii. Da. Nu am treabă cu asta. Dar am spus, trimite-mi dacă ai dovezi unde i-a intrat banii în cont sau... sau înregistrarea când spunea de mine că a trimis 4 să mă omoare, trimite dacă ești de bună credință și ai ceva contra lui, cum spuneai tu. Că eu știu ce am de făcut. Fără să... Suspiția, tu știi ce, tu vezi ce vorbești tare de mine, dacă tot mai mura. Dar n-ai înțeles... Și nu, bagă-mă cum este, dacă mai tot băga, păi... Nu mă băga pe mine eu cu țepare, cu alea. Dacă eu am țepuit pe cineva, eu am țepuit, atunci spune că uite, țepuit pe ăla. Cu dovadă trebuie să vorbească, eu n-am scăpui bine niciodată. Emisiunea este făcută acum câteva zile, eu nu pot să o fac, să o modific eu acum la ora asta cu câteva ore înainte de difuzare. Văd că n-ai interesul, deci asta nu o fac eu personal. Este difuzare video, audio, se face profesional, nu o fac eu aici acasă la mine. Înțelegi? Deci ai făcut de câteva zile, că altfel nu am ce să mai modific la ea, dar dacă tu îmi trimiți ceva care are legătură cu cazul ăsta, poți să adaug la cazurile următoare. Înțelegi? Asta era ideea. E cazul următoare. Pe cum? Nu te bagi cu el, că m-a amenințat. Mai am cu el, nu-l las așa, nu rămâne așa. Păi ce, așa rămân lucrurile cu prisăcarul. Și ascultă și tu emisiunea cu Talisman să vezi, ca să vezi că sunt om de bună credință și am prezentat totul pe corect, nu fac invenții, nu fac nimica. Ascultă. Da, cu mine e inventat un pic, nu, mai tare. Nu, mai e... făcut top 5, păi cum poți să mă faci top 5 cu ce drept? De asta, de avocatul direct mi-a spus ce înseamnă asta, dar nu, eu nu vreau să umblu prostii. Hai, ascultă-mă. Păi dar n-ai cum să mă faci cu mine top 5, că eu ce am făcut cu top 5? N-ai făcut un pentru mie nume. Vane, vreau să te învăț ceva, vreau să te învăț ceva ca la prieten, nu că... Eu cu ce să mă înveți? Eu sunt învățat. Nu, stai să... Nu-s curios de reclama voastră. Nu, te învăț ceva care probabil nu știi la ceea ce ai spus tu cu avocatul. Deci, dacă tu pe mine, și te învăț de bine și să vezi că final va fi exact cum spune, dacă tu pe mine mă vei da în judecată, nu vei pierde decât bani la avocat, îți va mânca avocații banii, timp, și nu mai ce să-mi faci mie. Ascultă ce spune. Avocatul e pe asta, e pe... Da, nu contează, dar nu are ce să-mi facă nici avocatul, nici tu, deci legal nu are... Păi, dar n-ai fost mai... Păi, tu cine ai făcut? Tu m-ai demigrat bine, am spus eu să mă faci, să uiți toată lumea și vede top 5, ba, asta nu trebuia mie. Deci dacă spuneam, este unul dintre ultimii, din top 100... Dar de ce n-ai zis bani eu la afaceri și n-ai băgat am? Păi nu, stai... De ce n-ai băgat am afaceri? Nu, un om de afaceri... Că am numit, eu l-am făcut singur, mă, dar eu l-am făcut pe dreptate. Nu, dar am spus acolo că ești om de afaceri, atenție mare. Deci ascultă emisiunea de seară și vezi. Eu cheltui bani ca să fac cazurile astea. Trebuie să mă înțelegi, nu mă plătește nici prestăcarul, nici tu, nici statul, nici nimeni, nici Facebook-ul, nici YouTube-ul, nimeni. Eu fac tot din banii mei și nu câștig nimica. Cum să faimă, că nu știu. Păi ce faimă mi-a dat mie dacă eu scriu de Vanea? Ce câștig eu? Păi totuși e Vanea, nu Ion Gheorghe de la construcții care ne vede Gheorghe. În această seară v-am prezentat episodul numărul 83, cu amenințările telefonice la adresa Diasporei Online TV din partea lui Țară Lungă Ion, cunoscut sub numele de Vanea. Situat în top 5 interlop români și moldoveni la nivel european, fiind considerat tăticul interlopilor și infractorilor din Anglia, România, dar și din întreaga Europa și persoană peste care nimeni nu-și permite să treacă vreodată și cel care are puterea să pună frână oricui, oriunde și oricând, indiferent despre cine este vorba, indiferent câți bani are și indiferent de ce protecție beneficiază.
Așa cum v-am spus în introducerea acestei emisiuni, Vara din Londra a intervenit la Diaspora Online TV și a încercat să ne pună frână în favoarea grupului infracțional organizat format din contabilul infractor Marius Constantin Prisecaru și implicit Paula Clămparu, sora lui Ioan Clămparu, și țeparul în serie John Smith, fostul Marius Ariton, de la XXL Garage. De asemenea, Vana a intervenit și a încercat să ne pună frână și în alte două cazuri de înșelătorii care depășesc suma de 62.000 de lire, care au ca protagonist chiar pe fiul său, brat Cristian Paul, iar această intervenție telefonică vi-o vom prezenta public în curând la Diaspora Online TV. Dacă ați fost înșelați de către personajele pe care vi le-am prezentat în această seară și dacă doriți să investigăm gratuit cazurile dumneavoastră și să le mediatizăm în întreaga lume, vă rugăm să ne contactați pentru că doar împreună putem să împiedicăm pe acești țepari să înșele în continuare pe românii și moldovenii din diaspora. De asemenea, dacă ați fost păgubiți, sclaviți sau înșelați la locul de muncă, indiferent în ce țară locuiți și doriți ca împreună să stopăm sau să diminuăm acest fenomen care ia amploare de la an la an, alăturați-vă și dumneavoastră luptei împotriva țeparilor inițiate de către Diaspora Online TV, care a început acest proiect în mod voluntar, cu 10 luni în urmă, devenind deja spaima și coșmarul țeparilor în serie. Nu-i subestimați pe țepari. Ei sunt inventivi și în fiecare zi gândesc la modul de a construi cuiva o nouă țeapă. Țeparii nu trebuie să fie lăsați așa. Nu trebuie să fie ignorați și nu trebuie să vă consolați cu faptul că ați luat țeapă și nu mai aveți ce face și că nu vă puteți recupera banii. Țeparii trebuie să fie mediatizați cât mai mult posibil, trebuie să fie reclamați la poliție pentru că altfel ei vor continua să dea țepe și altor persoane care muncesc din greu pentru familiile lor. Săptămâna trecută ați putut viziona episodul numărul 76, un alt caz de înșelătorie din Lancaster, Anglia, în care țeparul se numește Happy Gabi Marian, care l-a înșelat pe Burcea Petrișor, cu vârsta de 38 de ani din București, rezident în Lancaster de 3 ani și jumătate, cu suma de 300 de lire, pentru un transport fictiv a două persoane din Anglia în România. De asemenea, tot săptămâna trecută, Diaspora Online TV v-a prezentat episodul numărul 77, cu un alt caz de înșelătorie din Anglia, în care un grup infracțional organizat care este specializat în înșelătorii cu permise auto l-a înșelat cu suma de 800 de lire pe Tănase Vasile Mircea, de 22 de ani, din Iași. Săptămâna trecută v-am prezentat episodul numărul 78, un alt caz de înșelătorie din Paris, Franța, în care țeparii în serie sunt aceiași din episodul numărul 68, unde v-am prezentat un alt caz de țeapă de 50.000 de euro. Iar aceștia se numesc Herlea Andrei, de 36 de ani, născut în Piatra Neamț, și soția sa, Herlea Ioana Marina, ambii rezidenți în Paris de 2 ani și jumătate. Aceștia au înșelat-o pe Saru Floara, de 50 de ani, din București, cu suma de 15.000 de euro. Țeparul Herlea Andrei a înșelat foarte mulți clienți de-ai săi prin diferite fraude imobiliare, iar cu 28 dintre aceștia, persoane fizice și juridice, se judecă în diferite instanțe de judecată. De asemenea, tot săptămâna trecută v-am prezentat episodul numărul 80, cu un mega caz de înșelăciune de 250.000 de lire sterline, din capitala mondială a țeparilor, Londra, în care protagonistul, adică țeparul, este același escroc pe care vi l-am prezentat în această seară, care a fugit cu toți banii proveniți din vânzarea biletelor pentru Rovelion 2017-2018. Numele acestui țepar în serie fără scrupule este Marius Constantin Prisecaru, de 45 de ani din Bacău, rezident în Londra de peste 20 de ani, administrator al mai multor firme din Londra, printre care și firma Time in Row, LTD UK și restaurant Deja Vu. Și este specializat în fraude contabile, evaziune fiscală, spălare de bani, fals și uz de fals, fur de identitate, abuz de încredere, multiple escrocherii și înșelătorii din diferite domenii de activitate. Persoanele păgubite de către acest infractor în serie, Marius Constantin Prisecaru, care în fiecare an țepuiește sute de români și moldoveni din Anglia, sunt Oprea Alin Adrian, de la formația Talisman, Florin Petrescu Axinte, de la Vacanța Mare, iar suma totală cu care aceștia au fost înșelați depășește 250.000 de lire sterline. În zilele trecute ați putut vedea episodul numărul 81, în care renumitul interlop Vane a intervenit la Diaspora Online TV în favoarea partenerului său de infracțiuni, Marius Constantin Prisecaru, zis Mario, administratorul firmei Time in Row LTD UK și restaurant Deja Vu. De asemenea, tot zilele trecute v-am prezentat episodul numărul 82 din Londra, capitala mondială a țeparilor,
iar protagonistul, adică țeparul, se numește Remus Ghinda, de 33 de ani, din sat Serbești, comuna Săucești, județul Bacău, rezident în Londra de 3 ani. Acest escroc fără scrupule, împreună cu un contabil complice, a înșelat-o pe Ikim Alexandra Georgiana, de 31 de ani, din Hemeiuș, Bacău, rezident în Londra de 12 ani, cu suma de 3.309 lire. Echipa Diaspora Online TV are în curs de investigare foarte multe cazuri de înșelăciune din diferite țări din Europa, care vor fi difuzate în curând în cadrul emisiunii Țepar din Diaspora. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like paginii noastre de Facebook Diaspora Online TV ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care vi le vom prezenta în viitor. Dacă susțineți și dumneavoastră această inițiativă, respectiv dacă sunteți contra țeparilor și doriți să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, distribuiți-l, vă rog, în cât mai multe grupuri de Facebook. Vă mulțumim și vă dorim o seară bună! Jos țeparii!